Hei, Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragilor! Astăzi o jachețică tricotată. Un plovăraș pentru un băiețel care abia ce-a făcut 2 luni, dar e lucrat pentru 3-6 luni, de fapt pentru măsura pentru care aveți voi nevoie. Băiețelul s-a născut de 4,2 kg, la 2 luni are deja aproape 7 kg, deci plovărașul acesta îi vine perfect. Am lucrat plovărașul cu Merino Baby. E un fir foarte, foarte bun și călduros. Cu firul pus în două și cu andrele numărul 5. Eu vă voi arăta pas cu pas tot dacă vreți să faceți o astfel de jachețică plovăraș ca și mine. Pentru un băiețel, deci pentru 3-6 luni, măsura ce am făcut eu aici. Haideți să pornim la lucru cu drag și voie bună în noul an acesta 2024, că este primul proiect terminat. Și pe lângă jachețică am mai făcut ceva, haideți să vă arăt, am făcut video și la ea, o salopetă. O salopetă de bebe, tot 3-6 luni, cred că e mai măricică totuși salopeta, e dolofan băiețelul, v-am spus că deși are abia 2 luni, îl îmbracă cu hăinuțe de 4-5 luni deja. E foarte interesant cum am creat și cum am gândit după o poză. Am făcut, vreau să-i mai atașez un șnuruleț aici în talie, pentru că nu i-am pus elastic. E salopetă, oricum ține, breteaua ține pantalonașul, dar de frumusețe și ca să se strângă aici pe talie, peste Pampers. E făcut cu rânduri scurte, aici la spate, pentru că bebelușul, bineînțeles, poartă Pampers. Da? După ce postez jacheta, vin cu video și la salopeta. Eu sper să vă placă. Haideți să pornim la lucru acum! Și înainte de a începe orice proiect avem, deci prima dată avem nevoie de măsuri. Deci plovăraș 3-6 luni, jachețică, circumferința gâtului 23 de centimetri, circumferință bust 46 de centimetri, înălțimea raglanului 11-12 centimetri, lărgime mânecă 22 de centimetri, lungime mânecă pe interior 18 centimetri, lungimea totală 32-33 de centimetri. Prima dată am făcut un eșantion într-un singur fir, am Merino Baby, într-un singur fir, am făcut calcule pentru că vreau să fac raglan anatomic, nu foarte fiind bebeluș, dar totuși să se așeze bine la gât, să nu vină în gât, în față. Dacă nu vreți să lucrați la raglan anatomic, vă voi explica și lucrați dacă vi se pare prea complicat. Eu făcusem calcul aici ca să pornesc pe 54, lucrat într-un singur fir și cu andrele 3,5. După ce am lucrat, am vorbit cu prietena mea, i-am arătat și a zis că îl vrea mai gros, deci îl voi lucra cu firul în două. Așa că am măsurile de aici le păstrăm, bineînțeles că sunt importante, doar că a trebuit să refac calculele. Am lucrat cu Andrei și am făcut alt eșantion cu firul în două și cu andrele numărul 5 de data aceasta. Și pentru că am lucrat cu andrele numărul 5, calculele nu s-au mai potrivit. Aici, într-un singur fir, în 5 cm aveam 10 ochiuri. Circumferința gâtului 23 de centimetri, am adăugat 1 cm de lejeritate și ar fi fost 48 de ochiuri. Pentru asta ați făcute calculele aici. Dar calcule asemănătoare am făcut aici. Acum, în 5 cm am 8 ochiuri. Am măsurat cu centimetru în 5 și am 8 ochiuri. În 24 de centimetri, cât pornesc eu la gât, deci 23 era circumferința, acum 1 centimetru lejeritate, pentru că nu vreau să fie larg la gât, avem X. X e 24 înmulțit cu 8 împărțit la 5 și mi-a dat 38,4, rotunjesc la 40 de ochiuri. Deci cu 40 de ochiuri, ca să putem face calculele, să vedem pe cât începem. Bun. Am desenat aici cercul, raglanul, câte 2 ochiuri în punctele de raglan, deci sunt 2, 4, 6, 8. Din 40, dacă scădem 8, ne rămân 32. Acum, cum împărțim ochiurile? 32 împărțit la 6, deci dacă împărțim la 2 și fața și spatele, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucăți. Împărțit la 6 ne dă 5, ceva. Deci, 5 ochiuri pentru o mânecă, 5 ochiuri pentru mâneca cealaltă, 10 ochiuri pentru spate și restul, dacă e să calculăm, ne rămân 12 ochiuri pentru față, adică 6 pentru o parte și 6 pentru partea astălaltă. Bun, dar pentru că vreau să fac anatomic puțin, vedeți, doar 2 puncte, deci 1, 2 și 2, 1, 2 și 2 pe parte și pe alta, când total fac 5, scad 2 de la spate, 2 ochiuri de la spate și la spate, deci final voi avea 8 la spate. Cele 2 ochiuri pe care le-am scăzut de la spate le adaug la față, plus 1 aici. Și pentru că e jachetuță și va fi suprapusă, am adăugat încă 3 ochiuri la un piept și 3 ochiuri la pieptul celălalt. În total, pentru piepți avem 10 ochiuri. Deci calculul la final, da? Câte 10 ochiuri pentru fiecare piept. Deci la spate 8, 10 și 10. Vă garantez că va ieși perfect. Bun, și acum le calculăm pe toate. Deci avem 20, 10 și cu 10, plus 8 de la spate, plus 8 puncte de raglan, plus 10 cele două mâneci. În total 46 de ochiuri. Pe 46 de ochiuri voi începe eu jacheta mea. Acum, dacă nu vă interesează partea aceasta cu raglan anatomic, puteți să puneți ochiurile și să porniți direct. Doar că diferența o va face, nu mai scădeți aici 2 și să adăugați 2. Lăsați 10 la spate, iar la față 12, adică 6 și 6 și va fi plus 3, adică veți avea 9 și 9 și aici 10, da? Și așa începeți. Dacă vreți cu raglan anatomic ca mine, porniți așa. Eu sper că s-a înțeles și nu vi se pare complicat. Deocamdată punem 46 de ochiuri și lucrăm câteva rânduri, măcar vreo 4-5 rânduri, bentița de la gât, fără să ne influențeze deocamdată nimic de aici din... Deci doar ochiurile acestea pe care le-am calculat. Pornim pe 46 de ochiuri cu Andrele numărul 5 și cu Merino Baby pus în 2. Te-au venit colindători deja. E abia 2 decembrie, dar colindătorii... Și pe că soțul meu i-a primit. Nu se aude până aici. Deci lăsăm firul și voi pune coandreaua într-una, nu mai pun coandreaua în doua, că nu vreau să fie larg, și pun ochiuri simple. 2, 3, 4, 5, 6, până la 46 de ochiuri. Ochiuri simple. 46 de ochiuri. Și am făcut 2 rânduri, dus întors, și acum trebuie să facem butonieră. Voi face butonieră pe partea aceasta. Bine. Apoi stabilim fața în funcție de butonieră, pentru că butonierele, deci la băieții se închide stânga peste dreapta, deci butoniera să fie pe stânga. Fac butoniera pe partea asta. Nu mai chinui să mai țin firul diferit. Deja e ceva în neregulă aici. La ultimul ochi lucrat, că ultimul ochi e pe dos. Am testat eu un pic și nu l-am mai luat corect. Deci ultimul ochi pe dos. Și acum voi face butonieră simplă, nu fac nimic complicat. Grijă la început de rând să strângem ochiurile ca să iasă marginea frumoasă. 1, al doilea ochi, după al doilea ochi facem jeteu și acum trebuie să facem reducere, că dacă am înmulțit și al doilea ochi e pe dos. Deci luăm ochi pe dos. Da? Deci 2 ochiuri, jeteu, scădere. Și acum ochiurile dus întors și acum undeva la maxim, la 3 cm, o să fac butonieră pe partea de pe margine. Deocamdată bentița, cred că mai fac încă 1-2 rânduri maxim, pentru că năsturei vor fi mici. Da? Am vrut năsturel și aici aproape. Și apoi vă voi explica eu cu raglanul acesta desenat ce și cum. În momentul când punem, când împărțim ochiurile pentru raglan. Deocamdată, deci acesta e al 3-lea rând, cred că 6 rânduri maxim la bentița de la gât. Cred că merge încă unul, dacă să fie rândul următor, ochiul acesta se va, jeteul se va transforma în ochi, așa că mai fac încă 2 rânduri. De 6 rânduri în total. Dus întors, un ochi pe față, un ochi pe dos, având grijă la margine să strângem bine ca să iasă marginea frumoasă. Să nu fim nevoiți să mai facem cu croșeta la final. Și am făcut, dragilor, 7 rânduri, deci firul îl avem în partea opusă butonierii, da? De ce? Pentru că va urma rândul pe față, deci pe partea aceasta, și trebuie să avem stânga peste dreapta, deci butoniera pe partea stângă. Bun, deci avem 46 de ochiuri în total la elasticul de la gât. Și acum reluăm, eu v-am spus calculele la început, cum am gândit, în așa fel încât să am numărul total de ochiuri aici de care am eu nevoie, 46. Cum am pornit, v-am spus că am făcut un eșantion în 5 cm 8 ochiuri, în 24 de cm cât am eu nevoie circumferința gâtului, copilașul are 23 la gât, am dat 1 cm lejeritate, este suficient pentru că vreau să stea pe lângă gât plovărașul. În 24 au ieșit 40 de ochiuri. 40 de ochiuri, de aici am făcut, deci dacă ne gândim la 40 de ochiuri, până la urmă sunt 46, vedeți că avem lejeritate puțin mai mare. Deci, gândindu-ne de la 40 pornind, 2, 4, 6, 8 sunt punctele de raglan, le-am scăzut, mi-au dat 32. Acum, ca să vedem câte punem pentru mâneci, față și spate, 32 împărțit la 6 ne dă 5,5 la 6, 30. Noi avem 32. Deci am pus 5 la o mânecă, 5 la mâneca astălaltă, 10 la spate și până la 40, 12 la față, 6 pe parte și pe cealaltă. Acum, pentru că facem rânduri scurte, am pus aici, vedeți, 1, 2 ochiuri, 2 ochiuri, deci din 5, vedeți, 2, 4 și cu încă 1, 5, 2, 4 și încă 1, 5. Deci scădem 2 ochiuri de la spate pentru că vom înmulți la rândurile pe față, pe o parte și pe alta. Și făcând rânduri scurte, se vor, în momentul când ajungem ca să lucrăm de jur împrejur, vom avea mult mai multe ochiuri la spate. Așa că scădem 2 ochiuri la spate și le adăugăm la față. Deci la spate ne rămân 8 ochiuri la început, le adăugăm la față, un ochi într-o parte, un ochi în partea cealaltă. Și pentru că avem suprapus în față unde vom face butoniere, am mai adăugat încă 3 ochiuri pe o parte și pe cealaltă. Da? Încă 6 ochiuri. Asta pentru că este suprapunerea. Și în total avem 10 ochiuri la un piept, 10 ochiuri la pieptul celălalt, 5 ochiuri la mânecă, 8 ochiuri la spate, 5 ochiuri la mâneca cealaltă și încă 10 ochiuri la pieptul celălalt. Punem marker. Voi pune marker de aceștia din plastic la punctele de raglan, la punctele pentru rândurile scurte, iar la punctele de raglan voi pune fire de acestea ca să fie diferite, ca să le putem observa cu ușurință. Și cum vom începe să lucrăm? Uitați, de aici am arătat cu portocaliu, e rândul pe față. Pornim din față și ne ducem, deci trecem de mânecă, de spate și la mâneca cealaltă până la primul punct aici. Da? După ce am trecut de spate și de punctul de raglan de la spate, al doilea, deci primul punct de raglan e aici de la spate, al doilea e aici, ne ducem până la primul punct de aici. Apoi cu albastru ne întoarcem. Ne întoarcem până la următorul, până la primul. Vom lucra din marker în marker. Prima dată trebuie atenție. Deci pornind din față, trecem de prima mânecă, trecem de spate și ne ducem la primul punct de după al doilea la raglan, deci primul de la mânecă. După punctul de raglan, imediat, după un ochi. Da? Aici. Și apoi ne întoarcem la următorul marker în partea asta. După ce am ajuns aici, la fel, simetrie, ne ducem înapoi la al doilea punct de pe mânecă. Și de aici ne întoarcem cu albastru în al doilea punct pe partea cealaltă, simetrie. De aici plecăm, îndepărtăm markerii și va fi foarte ușor de lucrat. De aici pornim și lucrăm. Am pus și în față, vedeți, 3 ochiuri pe parte, 3 ochiuri pe parte, ca să nu fie chiar dreptunghiular, pătrat așa în față. Doar 2 puncte, fiind copilaș, bebeluș, se va vedea mult mai bine așa. Da? Și îndepărtăm. Am ajuns aici, ne întoarcem pe dos, pe partea asta simetrie, până în punctul ăsta. De aici ne întoarcem și lucrăm de jur împrejur. Da? Va fi foarte ușor. Important este să punem markerii corect. Bun, avem 10. Asta înseamnă că avem 7 aici, marker 3. 7 aici, marker 3, da? Pentru că sunt 10. Și acum cum facem? Deci trebuie să ne luăm după poză. Deci e asemănător ca și la adulți. Dacă facem desenul corect, apoi este simplu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și punem marker de acesta, pentru că este vorba de rând scurt. Acum lăsăm 3 ochiuri. 1, 2, 3. Da? Și avem punctul de raglan, de 2 ochiuri. Și atunci pun fir de astălalt la punctele de raglan. Scot firul și îl înnod. E cel mai simplu așa. Iertați-mă că nu mi-a ieșit nodul din prima. Eu am emoții ca de obicei. Știți voi. Sunteți învățați cu mine. 2 ochiuri care alcătuiesc punctul de raglan. Am aici fire suficiente. Deci după 2 ochiuri scoatem din nou un fir de acesta. Deci markerii cu fir de tricotat încadrează punctele de raglan. Vom înmulți pe o parte și pe alta de fiecare dată și vom păstra markerii de fiecare dată, vom avea 2 ochiuri între ele. Bun, acum ne uităm pe... Deci avem 7, markerul pentru rând scurt, 3, markerii punctul de raglan, apoi avem 2 ochiuri, marker din plastic, 2 ochiuri. Asta e marker pentru rând scurt. Aici nu mai are importanță culoarea. Încă 2, din nou marker. Încă 2, din nou marker. Deci trebuie să ne luăm, să fim atenți și să ne luăm după desen. Acum doar 1 și avem punctul de raglan. Da? După un ochi avem cele 2 ochiuri de la raglan. Și punem direct de acesta. Vă mai arăt un picuț, că o să facă video prea lung. 2 ochiuri, punctele de raglan. Luăm tot un fir de ăsta. Pare complicat acum, mai ales dacă sunteți la început, dar dacă puneți semnele astea corect și lucrați corect, va ieși o lucrare de care veți fi foarte mulțumiți. Chiar dacă e vorba de un lucrușor pentru bebeluș, se poate lucra direct, adică puteți să puneți, împărțiți la 6, faceți punctele de raglan, deci avem 5, 5, 10 și 12 cu 6 cu 6, înmulțiți în punctele de raglan și cu asta basta, dacă nu vreți să faceți rânduri scurte. Deci după punctul de raglan acesta avem 8, 2, 4, 6, 8, din nou punct de raglan. Dar eu vă sugerez să exersați, lucrați pentru copilaj dacă n-ați mai lucrat cu raglan anatomic și după aceea ați înțeles exact principiul și va fi ușor să lucrați și pentru dumneavoastră sau pentru cineva drag, adică pentru adult. Că principiul este exact același. 2 puncte, 2 ochiuri pentru raglan. Haideți că mai avem un picuț. Până la urmă, cred că vă arăt până la capăt. Așa, punctul de raglan. Acum, un ochi, suntem în partea asta altă, că le-am făcut pe cele 8. Deci, aici 8, 2, 4, 6, 8. punctul de raglan, acum un ochi. Vezi, avem unul, marker. Ne luăm după desen și cum avem pe desen, exact așa facem și aici. Două ochiuri, marker. Două ochiuri, punct de raglan. Aici, două ochiuri, deci am pus. Deci punct de raglan, un ochi, marker, două ochiuri, marker, încă două ochiuri, punct de raglan. Pentru o începătoare s-ar putea să fie greuți, dar dacă este încrezătoare și cu răbdare, cu siguranță îi va ieși. Important e desenul să fie făcut corect, adaptat la numărul de ochiuri pe care lucrați voi. Deci cele două ochiuri care încadrează punctul de raglan. Uitați că e ultimul. Haideți că mai am un picuț. Și apoi la primul rând trebuie atenție ca să știm unde, până unde lucrăm ca să, și apoi să ne întoarcem. Așa. Și acum avem 3. Deci 3 și încă un marker. 1, 2, 3, un marker. Și acum dacă am lucrat corect trebuie să-mi rămână 7. Ia să vedem. 2, 4, 6, 7. Și gata! Uitați ce frumusețe avem aici! Acum, ce am spus eu? La prima dată când pornim, pornim de aici, trecem de mânecă, trecem de spate și la mâneca cealaltă, la primul marker. Deci, de aici începe rândul. Aici e fața, avem primul punct de raglan, aici avem mâneca cu cele 5 ochiuri, aici avem spatele și aici avem cealaltă mânecă. Deci, după un ochi până aici lucrăm. De aici ne întoarcem. Da? Deci lucrăm. Știm că avem la spate 8 ochiuri. După cele 8 ochiuri avem punctul de raglan, fiind pe față înmulțim de o parte și de alta. Și apoi încă un ochi, îndepărtăm markerul și ne întoarcem. Da? Până aici. Asta este important. Bun, haideți să vedem cum înmulțim la punctul de raglan. Cum gândim lucrul ăsta? Avem markerii, îi păstrăm pe Andreea. De aici lucrăm ochiuri doar pe față. Deci răsucim ochiurile, să lucrăm doar pe față. Markerul îl mutăm, că avem nevoie de el, nu îl îndepărtăm, avem nevoie de el, îl îndepărtăm doar acolo, unde după spate. Așa. Și am ajuns la punctul de raglan, de o parte și de alta, deci facem și următorul ochi și aici facem înmulțire. Deci putem face, voi face în felul următor. Din ochiul dinaintea markerului, iau o dată prin spate, ochi pe față și o dată prin față, ochi pe față. Așa vreau eu să mulțesc aici. Puteți mulți cum vă doriți voi. Mutăm markerul, facem cele două puncte. Am zis că trebuie să ne rămână cele două puncte de raglan între markeri, da? Și acum, facem din nou, trebuie să facem înmulțire. Fie că luăm un fir de aici, putem lua de aici și facem un ochi, sau cum am făcut eu. Deci, odată prin firul din spate fac ochi pe față și apoi ochiul din față și fac ochi pe față. Și am făcut înmulțire, din două am făcut unul. Și ne ducem în continuare, mutăm markerii pentru că avem nevoie de ei, îi păstrăm până trecem de spate. Da? Mutăm markerii. La primul rând acum e puțin mai complicat. Am ajuns din nou la marker, punct de raglan. Trebuie să facem înmulțire și voi face exact la fel. Deci, o dată pe bucla din spate și o dată pe sub bucla din față. Dar voi înmulți, puteți să faceți și jeteu, dacă doriți. Da, așa am vrut eu să fac de data asta. Mutăm markerul. Facem cele două ochiuri. 1 și încă 1 de la punctul de raglan. Mutăm markerul și mulțim din nou. Deci o dată pe sub bucla din spate, o dată pe sub bucla din față. Și în felul acesta avem înmulțire. Continuăm. 1, 2, 3, 4, 5, asta e spatele, 6, a, da, că aici am înmulțit. Îmi trebuie 8, n-am 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da, că la primul am înmulțit, da, corect. Aici sunt ochiurile de la spate, dar am înmulțit și am 1, aici din 1 am făcut 2, deci aveam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și încă 1. Acum suntem la ochiurile din spate, nu mai îmi contează, important este să identificăm asta. Suntem din nou înaintea punctului de raglan, înmulțim, bineînțeles, din două ochiuri facem 1, mutăm markerul, cele două ochiuri, punctul de raglan. Și acum mai avem un ochi și trebuie să-l și mulțim aici. Îl și mulțim. Din două facem unul. Și cum am zis, după ce am trecut de spate și după primul ochi de aici, adică în momentul când am ajuns aici, trebuie să ne întoarcem. Deci îndepărtăm. De aici încolo este ușor pentru că lucrăm până la următorul marker. Când ajungem la marker, întoarcem. Bun. Acum, primul ochi luat nelucrat și aici fiind înmulțire pare puțin complicat. Îl dăm spre spate, îl dublăm și lucrăm în continuare. Păstrăm punctele de raglan, veți vedea la rândul următor, deci păstrăm punctul de raglan, ochiuri pe dos, pentru că suntem pe dosul lucrului, și lucrăm pe dos, nu mai înmulțim, lucrăm pur și simplu toate ochiurile. Pare complicat, dragilor, într-adevăr, dar mie nu-mi pare rău că am complicat un pic situația, pentru că sunt sigură că va ieși perfect. Aici e partea din spate, dar nu contează, de aici încolo este foarte simplu, am ajuns, deci mutăm firele, păstrăm, pentru că avem nevoie de ele ca să știm pe fața lucrului unde înmulțim, înainte și după firele acestea colorate. Uitați, și ajungem la următorul marker. Două. Și am ajuns la marker. Acum îl îndepărtăm și întoarcem. Întoarcem și v-am mai arătat eu la un moment dat, uitați așa, că am scăpat ochiul. Ca să putem să dăm firul din față spre în spate, ar trebui să-l avem în față. Așa că răsucim ochiul ăsta. Uitați, așa. Ca să poată să vină firul în față. Și acum luăm ochiul nelucrat și dăm firul spre în spate. Aici suntem înaintea firului, deci trebuie să mulțim. Deci, o dată prin firul din spate, dată pe firul din față. Mutăm markerul Eu sper că s-a înțeles. Îmi doresc tare, tare mult. Firul trebuie să mulțim după marker. Deci odată pe sub firul din spate, odată pe sub firul din față. Înmulțiți cum vă vine vouă mai ușor. Și acum ne ducem. Haideți că vreau să vă mai arăt încă o dată, până la următorul marker, măcar. Toată și gata. Vai, s-a făcut partea asta de 21 de minute. Mai zic de suntem înaintea firului, trebuie să mulțim. O dată pe sub firul din spate, o dată pe sub firul din față. Din două ochiuri am făcut, dintr-un ochi am făcut două, pardon. Mutăm firul ca să avem cele două ochiuri între marcări, este important. Ați văzut ce ușor e dacă avem firele care ne arată. Acum trebuie să mulțim pe sub firul din față, din spate și acum pe sub firul din față. Aici e un pic mai complicat că am avut înmulțirea. Așa. Și acum, ca să facem ochiul pe față, trebuie pe sub cele două fire. Așa. Și ne ducem până la următorul marker. Am ajuns la următorul marker, îl îndepărtăm și ne întoarcem. Și cum am zis, avem firul în față, deci luăm ochiul nelucrat, așa am făcut și data trecută, luăm ochiul nelucrat și ducem firul spre în spate, da? Și continuăm cu ochiurile pe dos. Și așa facem, deci mergem până la următorul marker. Pe dos, deci nu mai înmulțim, înmulțim doar pe față. Aici mutăm markerii ca să păstrăm cele două ochiuri pentru că ne sunt de folos. Ne ducem până la următorul marker, aici îl aruncăm, ne întoarcem. Ne ducem până la următorul marker, îl aruncăm, ne întoarcem. Ajungem la ăsta, îl aruncăm, ne întoarcem și de acolo lucrăm dus întors. Înmulțim de fiecare dată doar pe fața lucrului, așa cum v-am arătat cum am făcut eu sau cum ați hotărât voi. Important este să mulțim înainte de semnul acesta, de punctele de raglan și după. Și păstrăm cele două pe mijloc. Puteți să faceți doar cu câte unul, cu două am hotărât eu. Da? Asta este tot. Eu sper că s-a înțeles. Și gata cu markerii, am scăpat de ei, îi dăm deoparte, de aici încolo, toată partea de raglan până obținem cei 11 cm pe linia raglanului. Lucrăm dus întors, pe față înmulțim de o parte și de alta a punctelor. Deci vedeți că avem două ochiuri între marcări și trebuie să avem grijă să facem și butoniere pe partea corectă, da? Adică dacă lucrăm pentru fetițe, butonierele vor fi pe partea dreaptă, dacă lucrăm pentru băieței, butonierele vor fi pe partea stângă. Deci fiind raglan lucrat, uitați ce fel se așează, uitați, deci va veni rotund frumos pe lângă gât, nu va veni în gât fiind lucrat, de aceea vă spun eu, deși pare complicat, se merită, chiar dacă e vorba de un bebeluș, tot vrem să se așeze corect și frumos plovărașul, da? Am pus dreapta peste stânga, trebuie stânga peste dreapta, invers. Și încă un amănunt, ultimele 5 ochiuri, le lucrăm un ochi pe față, un ochi pe dos, da? Și pe parte și pe cealaltă. Oricum vom pune năsturei micuți, dacă s-a întâmplat să greșiți ca mine să faceți butoniera, am gândit-o eu greșit. Prima dată o gândisem bine, acum venind obosită de la muncă, am crezut că am gândit greșit atunci și butoniera am pus-o pe partea dreaptă. O să trebuiască să le pun pe partea stângă. Deci primul ochi luat nelucrat. Deci avem două ochiuri, al treilea pe față, al patrulea pe dos, al cincilea pe față. Suntem pe dosul lucrului. Și în rest le lucrăm doar ochiuri pe dos. Deci un ochi pe față, un ochi pe dos, cele 5 ochiuri din margine și pe partea unde facem butonierele și pe partea unde punem nasturi. Da? Și avem grijă să facem butonierele la distanță nu mai mare de 3 cm, pentru că fiind bebeluși, deci avem nevoie de butoniere mai des. Și asta să mă uit eu un pic, 3 cm, da, călcat pe centimetru, da, cam la 3 cm, exact. Numărăm rândurile, uitați, cred că la rândul următor voi face butoniera, cu siguranță, deci undeva la 3 cm, dar avem grijă să fim atenți să le facem la distanțe egale. Deci numărăm rândurile și le facem la distanțe egale, în așa fel încât să se așeze perfect. Da? Doar un jeteu și scădem celelalte ochiuri. Deci e suficient, pentru că fiind hăinuță de copilaș, avem nevoie de, adică vom pune năsturei micuți, deci nu avem nevoie de găuri foarte mari. Și lucrăm în continuare, păstrând marcării de la raglan, pentru că ne ajută atunci când suntem pe față și avem nevoie să facem înmulțirile. Lucrăm în felul acesta până obținem lărgimea de care avem nevoie și la plovăraș și la mânecuțe, după măsurile pe care le avem luate deja. Da? Lucrăm dus întors, 5 ochiuri pe o parte și pe alta în capăt, lucrăm un ochi pe față, un ochi pe dos, sau dacă porneam... și punctul leneș merge la margini, dar eu dacă am făcut elasticul un ochi pe față, un ochi pe dos, și marginile să le fac la fel. Voi, după cum vă hotărâți. Dar să fiți convinse că dacă aveți puținică răbdare, vedeți că e foarte puțin, adică nu-i mult de lucru, doar cere atenție, ca să poată să iasă corect și frumos. De acum nu mai avem nevoie de marcări, nu mai avem nevoie, doar de aceștia de la punctele de raglan, unde mulțim doar pe fața lucrului. Și avem grijă să facem și marginile, fie un ochi pe față, un ochi pe dos, fie punctul leneș. Continuăm până terminăm toată partea de sus a jachetei și obținem măsurile de care avem nevoie. Asta este foarte important.